În municipiul Moreni, pe parcursul întregului an, s-au desfășurat o mulțime de activități culturale adresate tuturor categoriilor de persoane, în special cu implicarea tinerilor, astfel că anul se va încheia tot prin surprize culturale. Una dintre acestea a fost oferită deja de primăria municipiului Moreni, Școala Art Canto Morena și Clubul Copiilor Moreni. Este vorba despre un concert extraordinar de Crăciun, unul de poveste care a transmis emoții publicului. Suntem din nou aici la Moreni, la 17-a ediție, pot să spun, a unui spectacol extraordinar de Crăciun, organizat de către Primăria Municipiului Moreni, Școala Art Canto Morena și Clubul Copiilor Moreni. Ne adunăm aici în fiecare an pentru a aștepta împreună această sărbătoare magică. Și atunci grupul Art Canto Morena pregătește de fiecare dată un program, se străduiește să fie mai deosebit decât a fost întotdeauna. Seara aceasta va fi o poveste, o poveste în care vom avea personaje, sigur vor fi surprize și foarte multe momente în care, în așteptarea Moșului Crăciun, care va veni și sigur va fi poate cea mai mare surpriză a serii, vor mai fi și altele care vor surprinde în mod plăcut publicul pe care îl așteptăm. Orașul Moreni este, cred, printre puținele orașe din țară care, de-a lungul unui an, adună foarte multe activități culturale, unde implică copiii talentați, implică, de altfel, foarte mulți parteneri, foarte mulți sponsori care se alătură activităților educative și cred că aceasta, chiar înainte de sărbătoarea Crăciunului, este una binevenită pentru fiecare locuitor din orașul Moreni. Momente magice au fost oferite pe scenă. În pragul marii sărbători a nașterii Domnului, am organizat împreună cu copiii din parohia noastră de la școala numărul 1 în Moreni, clasele a 6-a și a 7-a, niște copii frumoși, inimoși și care au dat tot concursul și tot ce au ei mai bun, o scenetă, celebra scenetă pe care cu toții o cunoaștem, Irozi, cu un mesaj foarte puternic, dar și actual. De ce se numește Irozi și nu Irod? Pentru că vrea să transmită peste timpuri că ne regăsim cu toții, mai mult sau mai puțin, în pielea lui Irod, aici de față cu noi, care nu l-a acceptat pe pruncul Iisus, a omorât 14.000, nu-i așa, copii, ca să-l piardă pe Iisus, iar noi comemorăm această scenă pentru a atrage atenția și altora să nu fim irozi, ci să fim cu adevărat creștini în adevăratul sens al cuvântului. Copiii s-au bucurat să se implice în astfel de activități în prag de sărbători. Noi toți împreună ne-am simțit foarte bine pentru că am putut colabora într-un mod foarte frumos, mai ales în pragul sărbătorilor și consider că peste ani și ani ne vom uita la aceste filmări, înregistrări și vom vedea cât de mult am crescut și ce frumos ne-am organizat și am reușit să construim ceva. Și părinții au îmbrățișat ideea desfășurării unei astfel de acțiuni. Teatrul școlar mi se pare o inițiativă extraordinară și mulțumim părintelui îndrumător, părintele Claudiu Șerban, de la biserica noastră din Moreni, pentru această inițiativă extraordinară, pentru aceste vremuri turburi în care copiii sunt foarte atrași de calculator, de tablete, de telefoane. Iată că au reușit să fie atrași într-un proiect cu un teatru pe temă religioasă, ceea ce sunt convinsă că acolo, undeva în sufletelul lor, a atins o coartă foarte sensibilă. Spectacolul extraordinar de Crăciun de la Moreni a oferit publicului ocazia de a intra în atmosfera magică a sărbătorilor și a fost un prilej ca morenarii și nu numai să primească urările pentru noul an. La mulți ani și Crăciun fericit tuturor!